Un nou album intitulat Reconfigurări fluide va bucura în acest an admiratorii artei maestrului Tudor Zbârnea. Apariția editorială urmărește evoluția în timp a creației pictorului care și-a construit în permanență propria identitate artistică, pornind de la adevăr și demnitatea actului creator. Coerența și autenticitatea discursului plastic le descoperim în albumul lui Tudor Zbârnea, un pictor de idei în viziunea originală a căruia a apărut și această lucrare ce reunește 200 de reproducții. O mare parte din ceea ce am realizat eu pe parcursul a 35 de ani sunt și niște teze referitoare la discursul meu pictural, pentru că au existat noi reconfigurări în viziunea mea estetică. Un album impunător, o retrospectivă asupra întregii creații a artistului, care de la începutul carierei sale artistice își ordonează demersul plastic spre identificarea eu-ului său artistic. Și atunci îl descoperim în toate picturile sale. În atmosfera creată la lansare de câteva tablouri din atelierul pictorului și din colecția Muzeului Național de Artă, Tudor Zbârnea a oferit interviuri, autografe, a ascultat aprecierile pictorilor, scriitorilor și jurnaliștilor prezenți la eveniment. Acest album este o capodoperă. Când îți dai seama că s-a încheiat, ai privit, ai lecturat, vrei să-l deschizi și să începi din nou lectura și din nou să privești. Este ca o expoziție tipărită. Este ceva extraordinar. Nu este un bilanț. Sper ca să realizăm și alte idei, alte direcții pe care le-am oarecum în gând. Albumul a fost editat cu sprijinul Ministerului Culturii.